să vedeți raportul domnului Chinănescu, după ce domnul arhitect Șefă este aici, domnul secretar e lângă mine aici, care să ne spună despre legalitatea proiectului. Vă rog să vorbesc sau nu? Cum e chiar să fii dat cuvântul? Vă fi dat la arhitect. Este legal acest opus. Se face o extindere a, și o modernizare a stației actuale. Se face o linie, de fapt, în SRF pentru producerea de energie prin prelucrarea acestor deșeuri. Nu se putea face în altă parte, pentru că este deja acolo o stație. Va trebui să se facă extinderea și se va păstra și o perdea de protecție și să sperăm că aceste lucrări vor debloca niște. Nu spuneți că nu creează această stație așa cum ar trebui. Și nu transformăm și sperăm să nu transformăm totuși partea aceasta într-o groapă de gunoi. Mulțumim, doamna șef. Doamna secretară, ea are proiect mare, lină de legalitate, nu? Domn președinte, dacă îmi permiteți, două secunde, vă rog. Două minute, domnule. Am și o surpriză. Să fiu acolo ca inițiator în contextul în care eu nu am dorit să fiu inițiator și nu am semnat nicio letra de aprobare. Avem voie să vă retrageți. Păi de ce să mă retrag dacă nici măcar nu am fost? Înseamnă că faceți parte din comisia aia de acolo, nu știu. Păi nu, nu este, este o... Comisia a fost convocată astăzi, nestatutară. Cum? Comisia a fost convocată astăzi, nestatutară. Pe 28-a și nu ne-a convocat astăzi. Domnul consilier, copil domnul primar. Deci vreau să ne vorbim o spune un lucru, că pare că nu vreau. Eu am întrebat lucrurile astea deoarece sunt două lucruri care mă deranjează foarte mult la nivel de corectare. Primul pe care îl știți, și evident că toată lumea asta pobară și a tăcut pentru că trebuia să fie așa. Și cred că mă mai important ca primarul să fie în parte faptul că se corectează. Al doilea, v-am pus o întrebare simplă. Inițiatorul, nu dumneavoastră domnului Sârcu, domnului Sârcu, care este casă centrală de acolo. Și anume, în momentul ăsta, pe calculul făcut, prin studiu de ADI, pe care l-ați aprobat și dumneavoastră în 2012 luni, dacă circuitul s-ar face real, ar mai fi nevoie de extindere sau nu? Eu nu am spus că puzul nu e regulă, este regulă. Vă spun public, dragi creștini. Dar mie mi-e foarte teamă că de fapt acolo se mai extinde ceva ca să mai facem un depozit de gunoi. O să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră. Pentru că întrebarea este simplă și clară și publică. Da. S-ar face tot circuitul. Dacă s-a respectat circuitul pentru care au fost folosiți banii europeni. Și ce înseamnă TMB-ul? Ar fi așa. Mai este nevoie de extindere sau nu? E în română, e clar și e pentru toată lumea. Domnul primar, extinderea este am vorbit cu domnul Radu Simionescu, sunteți președinte, știu că ne puteți cenzura sau credeți nu că sunteți funcționar. Nu, 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 domnul arhitect a explicat destul de clar, de punct de vedere. Domnul Simionescu, e română ce vă spune, și anume, eu nu spun nici o secundă că acest spus și niciodată nu voi permite unui membru a executivului să facă lucruri legale. Eu v-am întrebat atât. În momentul în care ați analizat această posibilitate, toată comisia, ați verificat și în urma sesizărilor presă, dacă circuitul normal, în ceea ce înseamnă stația de tratare mecanico-biologică, este funcționează, sau dacă nu cumva acolo a devenit o rampă de gunoi pe care presa a sesizat ca imagine și n-a mai fost urmată de vreo reacție a gărzii de mediu. Și că în momentul ăsta noi nu mai folosim un teren, atenție, prin cum stabilit, absolut legal, ca să mai facem o rampă de gunoi acolo de depozitare. În contextul în care tehnologia, circuitul și despre sfiară. Nu să sunteți inițiator, dacă aveți, dacă doriți, și o să vă rog public să mă răspundeți, dacă nu, o să vă rog să spuneți cum vreți să răspundeți. Repet, puzul, ca să nu vorbim iar
Alpelin este absolut o regulă și corect. Bun. Și ilegal. În primul rând, pe care documentare și am venit termen, în al doilea rând, ca și comisia, am întrebat executivul nostru conducesc, pentru că este în regulă. Am văzut de vedere că am spus că este în regulă, s-a votat în favoarea acestui lucru. Domnul Simionescu, pare că nu pricepe. Din păcate așa este. Este în regulă, dar din păcate așa este. Dar am fost colegi cu așa. Aia este. Domnul primar. Este simplu, eu nu v-am întrebat dacă e în regulă. Eu v-am răspuns clar și vă spun public că este în regulă, că este legal. Eu vă întreb dacă este oportun. E mai ok limba română mea? Eu vă întreb dacă în contextul în care avem acolo lucruri sesizate, nu de Volosevici sau de Vâncerea, și de presă, că de fapt MB-ul care avea o logică pe circuit, pe ce înseamnă, a devenit practic o rampă de depozitare, dacă mai tragem pe românește una lângă. Și vă întreb în calitate de inițiator. Domnul primar, dacă îmi permiteți. Domnul primar, deci dacă cineva citea cu atenție hotărârea, vedea că în toate țările civilizate, prin alterea cunoaierilor, se obține energie termică și electrică. Dacă mergem acolo și vedem în proiect, zice modernizarea stației de tratare mecanico-biologică a deșeurilor prin construirea unei linii în vederea obținerii energiei din deșeuri. Deci, domnul Sârbu, dacă dumneavoastră aveați informările necesare, nu am vedea de la domnul cu atenție. Nu. E ok, dar ați vedea, n-am vorbit peste dumneavoastră. Copii, dar n-am terminat că a fost bun. Ați vedea foarte simplu, cu tot respectul pentru dumneavoastră, că informările presei sunt că acolo nu este tehnologia și că de fiecare dată se spune că nu, este, nu se face circuitul, deoarece culmea cetățenii Ploieștiului nu sunt atât de civilizați să strângă în mod diferit gunoiul și mai pun și pietre și mai pun și nu știu ce material de construcții și atunci să opresc linii. Întrebarea mea către inițiatori, către Consiliul Local, mai fac sau mai faceți o linie suplimentară în contextul în care avem toată această discuție? Mai facem, pentru că pot să-mi spui că nu funcționează o linie sau două, nu pot să-mi spui că nu funcționează niciun. Nu pot să-mi spui că Volosevici are o problemă în contextul în care nu Volosevici, ci presa s-a dus și a filmat acolo și este depozit de gunoi. Și să spunem așa, cere două, trei linii, nu funcționează, pentru că ploieștenii, ne spun niște oameni. Sunt necivilizați și mai pun și material de construcții și restul tot se strică circuitele, pe care de consecință mai facem unul. Și mai facem unul în contextul în care știm că acolo nu se întâmplă nimic altceva decât să depozită. Este întrebarea mea către inițiator. E foarte simplu. Unul, doi, mă surprinde întrebarea noastră, domnule Simionescu. Pusă pe ordinea de zi cu inițiator sunteți dumneavoastră. Mi s-a părut normal. Eu, cum sunt o timp foarte atent la solicitările Consiliului Local și restul, am pus o ordine azi să discutăm. Dar vă repet, gândiți-vă. Am ajuns să nu facem nimic așa decât să ne luăm amenzi și să strângem în contextul în care, clar și răspicat, dacă nu doriți să spuneți voi, vă spun eu. Nu există circuitele. Nu sunt că se strig și nu sunt reparate cu intenție de niște lucruri. Faptul că există un interes politic ca acolo să rămână lucrurile într-un anumit fel, nu este problema mea. Vreți să participați la lucrul ăsta, dragi domn consilier? Dar acolo nu funcționează. Se strică una, se filează cealaltă, sunt circuite, se repară, nu se întâmplă nimic. Deci dacă doriți, pe lângă cele 15 hectare pe care le-a dat un spital ce nu există, vă rog să nu o credeți, să luați acte de PNR că nu există. Da? Vă rog, mai faceți o rampă. Mai faceți-o de asta de bune, mai vedem ce se întâmplă. Cine știe, după 2 ani de zile, probabil că în calitate de consilier sau de președinte, cu tot respectul nostru, o să mai supunem o dată la altă. Vot lucrul ăsta și o să mai vedem exact cum mai facem lucrurile pe acolo. Domnul primar, vă rog, deci acest proiect de hotărâre pe fonduri europene va fi construit acolo un incinerator care
va transforma gunoaiele în energie termică și electrică, scrie clar. Deci nu știu de ce ne putem opune noi la un asemenea proiect. Nu înțeleg, dar vreau să vă informez pe dumneavoastră că acest proiect, în prima fază până să intervenim la asta, a fost votat de 16 consilieri. Și eu o să urmez în online. Deci e clar. Deci nu e o problemă dacă a fost votat 16. Deci în online.